și merge camera asta. Mă văd acolo? Uite, se vede fața așa. Stai că retrăiesc. Stai. Hai să vă spun o situație, s-o întâmplat. Situație mai scurtă așa. Mă duc eu la un prieten de-a meu, Aleu, așa, chiar pe dânsul. Nu știu, într-o casă, la dânsul, casa plină, cu copchii, cu femei, cu... Erau două într-o cameră, așa și copchii, de-am copchii la una. Da, mai scurt, el trăiește cu tete femeile într-un apartament mare, la 7 camere, mă tin că... Nu știu, eu spart un perete, cumpărat două perete și-au făcut două apartamente, cum să zic. Și unul cu 4 camere și unul la 8 camere, știi, în fiecare cameră câte o femeie, câte un copil de-a lui, cum s-ar zice, un fel de harem, zicem, în femurile noastre. Ieșim din când în când, mă mai duc la dânsul, mai stăm noi la un păhăruț, mai grăim, mai glumim una alta, știți, de-am și singur. Așa, și într-o zi, că mă duc eu la dânsul, șede, Aleoșa, nervos, băi, mă duc la dânsul, știi, ce-i pățin? Băi, lasă-mă, poate, mai pun. Și eu ce sunt? Ei, nu, ne-au scos pereal, femeile astea și copchii ăștia parcă la mine și în grădiniță. Îi zic, băi, ce-ai vrut? Ai vrut și femei și libertate și nu se poate așa, și femeie și libertate, nu există așa ceva, te rog frumos. Nu, el huinea, zic, și huinea, e nu grăi prostii în casă, cu huinea. Tu te-ai pizda, mă, te-i zice el, îi zic, băi, dar cum grăiești, stai o leacă și pizda, mă. Și a huit cu totul, îi zic eu lui, zic, cuvântul cuvânt. Și el îmi zice, băi, dacă tu bleață ești nesă, mă, să mă înjur în casă, blea, suca, față de copii, ia, tu suca, blea, nahui, blea, te fuți capul, blea, huie puta, blea, eu mă nevru, ia ca așa huinea, îmi zice el. Zic, oi, suceara, blea, tu ai huit cu totul, na, suca, blea, dezbat botul, pidarazule, blea, tu, fapt, și eu văd că nu slitești de loc, și așa s-a început. De aici femeie, s-a apare femeie. Băi, și-a spățete! Ia, blea, futeți-o de aici, blea, l-a băut sușile, na! Ați împlut casa, una, două, și drugi, una, două, și suca, blea, și încolo, încoa! Opa! Să faliu, se afașă, îți faci nișor, dar n-am înjurat, eu mai am făcut observații lui bărbatul. Când începe să înjuri suca, blea și huinea în casă față de copchii, față de femei, la care Liusea... Tu te mai lepădătoare de aici, tu-ți Dumnezeii, măi, din cuteare, dar și tu fii mei la mine în casă, suceala la cui, să mă înveți pe mine cum să grăiesc eu cu copchii și cu bărbatul, băi, huie puta la măi, acum așa când te-o plesni. Mai când văd eu asta, zic, blea, zic, băi, scuzare, pare rău, eu n-am vrut, eu nu m-am vrut cum ar și mai ghieri, la care Aleoșa, și mai ghieri, tu te-ai pizdau, măi, cu mai ghierele tău, fă-ți ghine la tine, lui, pentru tine, nu vine tu nia să-mi faci nia ghieri și nu știu și mă înveți pe mine cum, blea, să grăiesc eu, blea, la mine, blea, în casă, blea, suca, blea, eu, mă, nevrot, și huinea, nahui, ia ca așa, blea, pizdeți-mă, nahui, vii tu, na, vine-te-le, blea, eu, mă, în svet, că ești tu tare, mare, coreș, blea, și mă înveți pe mine la mine, în casă, na, cum se comunic, na, cu copchii, blea, și cu femeile, blea. Ia te rog frumos, blea, eh? Apoi și asta. Eu tu m-am zis-o alghit fața, așa, ei zic lui, băi, Aleoșa, uite, dar eu n-am vrut ai pe sângul să te jignez. Eu așa, ai văzut, că de atât cât sunt prieteni, că așa, dacă nu eram cineva străin, și nu știu, poate mă durie, blea, fix în pulă, să zicem așa, într-un fel, până la urmă e vorba despre civilizare. Ei, când am zis de civilizare, s-o vezi pe Liusea. Băi, auzi tu, du-te mai cu civilizarea ta, știi unde? În pizda, mă, înțelegi? Animalul, băi. Tu pe mine să mă înveți civilizare, dar băi, fă-tu-ți croșoiul cu te-o, măi, plodit pe fața pământului. Du-te mai cu civilizarea ta și civilizează, băi, aborigenii din junglii, băi. Nu se vii la mine să mă civilizezi. Și era cum Liusea așa nervoasă, mai nu dă de cușitoriu în cap. Hop, se deschide ușa și apare un puradeu. Suită la mine și absuită la măsa și o treabă. Mamă, dar ce s-o întâmpla? La care Liusea, du-te mai de aici, măi, du-te și te joacă, lasă. Nu te băga la mine, nu se șerbi oară. La care copchilașul? Auzi, mamă, dar și tu așa ai ahuit în ultima vreme de mai trimiți pe mine la joacă, dar și eu-s cățănușul tău, blea? Ia-te, blea, și huinea în casa asta, pizdeți, blea, eu sărit totul de sub control, blea, una, două, nu știu, joacă, una, două, nu știu, și iar și nu-ți mai aud gură, blea, că-ți fac o chelic într-o zi și a schiși cu capul de masă și asta mai scoli. Când a auzit asta, Liusea, au turbat, un roșăț umflat la față și dă să dai în copchil. E, o prind de mână și o zi niște ori, Liusea. Da, Aleoșa de acolo, băi, ia mâna pe femeia mea. Femeia mea numai eu o bat. Eu am dreptul să ridic mâna la femeia mea, nu altcineva. Înțeles? Băi, bun, băi, Aleoșa, și scuzare, n-am vrut, nu mă bag. Și s-a mai întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, că m-a luat Aleoșa de șchircă, cum zic, rusofonii și m-a scos pe ușă. Eh, clar că a fost supărare. Ah, dar pe urmă de-am îngrăit la telefon și ne-am înțeles și tot frumos a fost, până la urmă ne-am rezolvat un păhărel frumos și cu Liusea tot a fost normal și copchilașul și ăla nu l-a mai auzit să înjure așa. Așa că cumva, într-un fel, ceea ce am vrut eu cumva să zic, o a avut efect. Nu, și asta e și important, să zicem și noi, măcar cât ne duce capul. Hai, noroc!